V-am regăsit, începe cea de-a doua oră de politica zilei. Sunt Ioana Constantin, vă mulțumesc foarte mult că ați rămas aici pe B1 TV. Continuăm informațiile acestea de breaking news, pentru că mâine este convocată ședință CSAT de către Klaus Iohannis pe problema atacurilor cibernetice asupra alegerilor. Turul întâi al alegerilor pare că s-a desfășurat într-o manieră care a fost influențată de actori statali și non-statali. Foarte interesant. O să discutăm asta, pentru că vă arătam și ora trecută. Luni, administrația prezidențială ne-a informat că nu a existat niciun fel de ingerință în procesul electoral. Mai mult decât atât, astăzi s-au depus două contestații la CCR cu privire la primul tur. Se cere anularea alegerilor. Una e depusă de candidatul independent Sebastian Popescu. Nu știți cine e, nu-i nimic. Și nici nu contează. Și al doilea candidat, Cristian Terheș, care a depus și el o contestație. Se vorbește despre subminarea statului de drept acolo, fraudarea alegerilor și finanțare mascată a campaniei. E foarte interesant, Curtea Constituțională se înturnește mâine la ora 11 și decide dacă validează alegerile sau ia în calcul aceste contestații, și are termen până mâine la ora 23 să ne spună dacă se validează sau nu alegerile în România, oameni buni, pentru că în acest film am ajuns în acest moment. Dar tot astăzi aflăm că domnul Călin Georgescu, omul ăsta care a ieșit pe primul loc la alegeri și nu știe nimeni, deși el este omul sistemului, și o să vă arăt că din 90 până astăzi a fost în ministere, a fost în instituții publice, a avut legături strânse cu partidele. Deci omul sistemului, nu e antisistem. Dar omul acesta a cheltuit 0 lei în această campanie. Este anunțul oficial al autorității electorale permanente. Asta în contextul în care în întreaga țară, pe toate panourile de afișaj din România, au existat afișe fără cod de mandatar, fără date, fără să se fi plătit transparent. Puteau fi 1000 sau puteau fi 1 milion de afișe. N-a contat, n-a respectat niciun fel de regulă și de lege a statului român acest candidat. Mai mult decât atât, o să vă arăt și cum s-a întâmplat toată povestea asta în online, pentru că o să discutăm despre ce se întâmplă cu TikTok și cu Telegram. Spune astăzi Ancom, domne, sunt mii de conturi care îi făceau propagandă lui Georgescu. Bine, mă, dar voi unde erați, mă, voi toți, instituțiile statului român? De ce sunt eu furioasă? Foarte bine, poporul a votat, foarte bine, poporul are dreptate, domne, poporul era nemulțumit. Poporul a vrut să dea două palme și doi pumni guvernării care și-a bătut joc. Foarte bine, dar unde erau, domne, instituțiile statului român? Când noi, cetățenii simpli, spuneam și țipam, domne, vedeți că rețele interlope, rețele de influenceri, practic această propagandă deșanțată, inclusiv în ziua votului, unde era statul român când pe tot internetul, pe TikTok mai ales, se făceau live-uri cu tot felul de tombole, cu tot felul de lucruri? Sunt ilegale aceste jocuri pe internet. Unde era așadar statul român în toată povestea asta? A, vă spun unde, și v-am arătat ora trecută. Sindicatele ale poliției fac campanie în uniformă pentru Călin Georgescu. Rezerviști militari fac campanie pentru Călin Georgescu și pentru AUR. Adică statul român e în poveste? Da, statul român e în poveste. O să vă povestesc eu exact și cum au devalizat instituții și companii ale statului român împreună cu traducătorul lui Ceaușescu, cu domnul Celac. Vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră de la această a doua oră în platou alături de mine. Cristina Prună este candidata lui SR la Camera Deputaților București. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. De asemenea, Tomas Moldovan, candidat al PSD la Camera Deputaților Mureș. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Uite, tot de la Mureș, Marius Pașcan, candidat Forța Dreptei din partea PMP la Camera Deputaților. Mulțumesc foarte mult. De la Cluj, Ovidiu Câmpean, candidat PNL la Camera Deputaților Cluj. Mulțumesc foarte mult. Bun, înainte de a începe să vorbim despre ce se întâmplă cu aceste alegeri și cu aceste anunțuri de ultimă oră, avem și noi o informație care vine din America, domnule, nu din Rusia. Breaking news. Se pare că am îndeplinit criteriile pentru vizele SUA. Hai să vedem postarea pe care o dă ambasada României în Statele Unite ale Americii. 2,61% România a îndeplinit criteriul ratei de refuz al vizelor pentru calificarea în programul Visa Waiver. Departamentul de Stat a dat publicității la 27 noiembrie 2024 situația ratei de refuz al vizelor pentru anul fiscal 2024. Bun, deci în acest moment rata de refuz a scăzut sub 3%. Domnule Câmpean, este o veste foarte bună pentru România. Vă rog. Așa este, alături de vestea că o să intrăm în Schengen, și aceasta este, cred, o veste foarte bună. România stă cu fruntea sus și în Uniunea Europeană și în parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii. Da, domnule Moldovan, vă rog. Da, noi ne bucurăm. Noi știam de chestiunea asta. Premierul Ciolacu a anunțat atât
retragerea vizelor în Statele Unite, cât și intrarea în Schengen. O chestiune asumată și îndeplinită, e adevărat. Dar vis-a-vis de ce spuneați dumneavoastră cu privire la contestații sau nu vis-a-vis de domnul Georgescu... Stați un pic, că la e alt subiect, domne. Vorbim de ăla. Vreți să vorbim de ăla? Nu mai vorbim, domne, de America. Hai să vorbim de ruși, domne, în România. Hai să vorbim de asta atunci. Vorbim de ruși. Foarte bine. Eu vreau să-i anunț pe români că America ne iubește, domne. Și asta ne anunță America pe noi în ziua, la câteva zile după ce noi am votat cu Rusia. Dar America ne spune că ne așteaptă acolo în continuare și că nu o să vină nimeni să ne pună, nici să ne trimitem copiii la război, cum zice Georgescu, nici să ne căsătorim fetele cu alte fete, cum zic tot ai lui Georgescu, da? Nu o să se întâmple lucrurile astea în România. Dar totuși în România se întâmplă niște lucruri și statul român doarme. Hai să schimbăm subiectul, dragi colegi. Deci, președintele Klaus Iohannis a convocat CSAT pentru mâine la ora 14 pe această ingerință în alegerile din România. Vreau să arătăm și comunicatul dat de administrația prezidențială. Președintele României, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi 28 noiembrie 2024, începând cu ora 14 la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a ședinței se află posibile riscuri la adresa securității naționale generate de acțiunile unor actori cibernetici statali și non-statali asupra infrastructurii IT&C, suport pentru procesul electoral. Dar problema mea e alta, că domnul Iohannis a dat un comunicat de presă luni prin care ne-a anunțat că nu s-a întâmplat nimic, că nu a primit nicio informare că ar fi fost influențat în vreun fel, da, ce se întâmplă. Sunt și două, hai să arătăm și asta. Președintele României nu a primit informări din partea instituțiilor statului cu privire la extența unor riscuri de influențare a alegerilor prezidențiale sau cu privire la ingerințe externe în procesul electoral și nici referitor la un mod de promovare a candidatului menționat în solicitarea dumneavoastră pe anumite rețele sociale care să ridice suspiciuni. Astăzi au fost depuse două contestații la CCR, așa cum vă spuneam, pentru anularea alegerilor, Cristina Prună. Pare că, da, domnul Iohannis, nici măcar pe ultimele zile de mandat nu se trezește și nu face ceea ce trebuie. Într-adevăr, am văzut și eu comunicatul pe care l-a dat luni și pare că nu e șef peste servicii. Sau dacă e șef și serviciile se comportă precum domnul Iohannis. Adică, totuși, mai avem și noi instituții în țara asta. Ori sunt infiltrate, ori nici nu știi ce să mai crezi în cazul ăsta, din moment ce președintele țării, iată, noi în campania electorală, vă aduceți aminte că am spus că există ferme de troli, că ar trebui ca instituțiile statului să-și facă datoria, să investigheze lucrul ăsta și abia acum avem CSAT. Am fost luați la mișto atunci, dacă vă aduceți aminte, deși chiar în studio aici la B1 mi-aduc aminte că am spus avem un război la graniță, oameni buni. Rusia s-a implicat în alegerile din Republica Moldova și iată că moldovenii au înțeles că, de fapt, calea europeană este cea pe care trebuie să meargă. Și noi aici, și președinte, și servicii, și instituțiile statului au dat din numeri. Mă îndoiesc că președintele nu știa. Deci nu e regulă și trebuie să ne trezim și... Nu, eu cred că nu v-ați trezit, eu cred că dormiți toți, iertați-mă. Eu cred că trebuie să ne trezim și la nivel de societate, cu toții, și să înțelegem, de fapt, că drumul ăsta european, euroatlantic, uitați, acum avem în sfârșit și acest program Visa Waiver pe care l-am așteptat prea mult. Da, și da, poate până. Dacă aveam oameni care să se lupte mai mult pentru noi. Da, și cine a făcut ce s-a întâmplat în weekendul ăsta, că voi toți n-ați știut nimic, nu știu. Voi unde erați, domne? Unde erați voi ceilalți candidații voștri, unde erați? Știți ce s-a întâmplat în weekendul ăsta? Instituțiile statului român au fost pasive la ceea ce s-a întâmplat, fără să fie, cred eu acum. Încep să cred că nu mai e vorba de Rusia aici. Eu încep să cred că e vorba de instituții de forță ale statului român care au fost implicate în această preluare ostilă a puterii în România. Mă întorc, domnule Moldovan, cu neastra multă treabă, dar vreau întâi să-l auzi pe Marius Pașcan. Domne, au trecut alegerile și brusc am descoperit că ne-au atacat niște actori statali și non-statali. Dar când presa a arătat rețelele care s-au creat în mediul online, faptul că n-au existat niciun fel de finanțare pentru unii dintre candidați și totuși ei existau, se promovau, unde a fost, domne, statul român? Total de acord, ba mai mult am urmărit cu atenție și emisiunea în care l-ați avut ca invitat pe președintele Traian Băsescu, care la rândul său a spus acest lucru, că și finanțarea și această campanie instrumentată din umbră este din statul român și nu din afara sa, prioritar. Și acest lucru l-a semnalat în presă de nenumărate ori, s-au făcut emisiuni pe tema asta, ați indicat în mod concret cum grupuri de interese multiplicau mesajele, că tot felul de troli, de boți,
care la noi au fost pomeniți doar politic, dar în realitate a funcționat mecanismul foarte bine și de altfel noi ar fi trebuit să fim un pic imunizați, în sensul că, dacă vă amintiți, Cambridge Analytica a făcut acest lucru și a creat un poligon de tragere cu ieșirea Marii Britanii, cu Brexit-ul, tocmai pe acest sistem. El a funcționat și în Statele Unite în urmă cu niște ani și iată, astăzi este poligon de tragere în România, dar cu actori din interiorul României, nu sunt actor statal, că nu i-a putut demonstra nimeni. Faptul că astăzi, în sfârșit, se trezește președintele și convoacă CSAT-ul după ce inițial ne-a spus să fim cuminți că nu s-a întâmplat nimic și totul este în regulă, faptul că recheamă un general, probabil în care are încredere și îl reanimă, îl repune în funcție, demonstrează că pur și simplu se caută a se baza pe cineva în acest sistem care este penetrat și virusat din interior și care a vrut să promoveze pe cineva de care se poate servi, iar din umbră să controleze instituțiile statului român prin cele de forță. De fapt, despre asta este vorba în acest subiect și rămâne de văzut ce măsuri vor lua la nivelul CSAT-ului unii dintre cei prezenți care și-au băgat și ei coada și au complicitat pentru a se ajunge în această situație, că fără ajutor din interior, fără ca instituțiile statului de forță, unele dintre ele și prin oamenii lor să închidă ochii, nu se ajungea în această situație. Deci există fără discuție, dacă e vorba de o analiză, o autoanaliză a celor care compun CSAT-ul, pentru că eu mă gândesc la acest lucru, anticipez chiar, că se va ajunge la se indica niște vinovați din interior, nu a se căuta vinovății în exterior, deși evident România este poligon de tragere pe fondul acestui război hibrid de la granițele noastre, da. Și că aici sunt implicați și alții. Bun, Thomas Moldovan, PSD a zis că nu va contesta alegerile, au contestat alții, asta e altă discuție, dar domnul Ciolacu a zis astăzi așa, off the record, că dânsul nu putea să se bage în contestare și nu putea să se bage de-a lungul campaniei în a atrage atenția sau a cere informări de la instituțiile statului, pentru că el era candidat, dar el în același timp este premierul României. E adevărat, dar dacă vă aduceți aminte, în momentul în care domnul Ciucă l-a atacat pe domnul Ciolacu privind contestația la BEC, a fost o contestație la BEC vis-a-vis de domnul Georgescu, prin care s-a dispus și retragerea afișelor și retragerea afișelor, a conținutului și de pe TikTok, a conținut, dar și a afișelor. A fost o contestație făcută. Toată lumea a atacat PSD-ul, că noi avem ingerințe în politica de stat, la fel au făcut asocieri cu Curtea Constituțională vis-a-vis de doamna Șoșoacă. Uite, dacă noi am fi făcut chestia asta, am fi ajuns la scorul ăsta? Asta cred că e o întrebare pe care toată lumea trebuie să-și o pună. Nu. A fost lumea obișnuită să lovească în PSD că trebuie, că nu trebuie, pentru că tot timpul au fost cei la conducere și cei care au scos România din nămol, să nu zic din altceva. Nu e o chestiune politică, da, este o chestiune care chiar cred. N-ați înțeles dacă tot vorbiți asta. Noi vorbim de ceva foarte serios, că de asta m-am supărat mai devreme și la Cristina Prunea. Noi vorbim de ceva foarte serios. Noi am avut un mecanism prin care s-a preluat ostil în acest moment, dacă domnul Georgescu va și câștiga turul 2, dacă nu se întâmplă nimic, s-a preluat ostil puterea în România la cel mai înalt nivel. S-a schimbat întreg votul românilor, practic, prin această influențare. Eu spun, voturile sunt reale, voturile sunt ale oamenilor, valul de nemulțumire e adevărat. Vă dau dreptate. Dar modul în care el a fost dus către un anumit candidat, ăsta putea să fie adevărat. Oricine. Purcelușul ăla din trei purceluși putea și ieșea pe primul loc, nu conta cine era. Trebuie să ne întrebăm dacă în aceste condiții putem considera că am avut alegeri democratice sau nu. Și trebuie analizat foarte bine, pentru că dacă Curtea Constituțională va analiza strict procesul de votare și strict ziua de votare, cred că... Acolo n-avem o problemă. Exact. Pentru că sunt primele alegeri în care am aflat în timp real. Bă, nu v-aș certa pe un proces verbal. Eu m-am așteptat măcar doamna Clotil să se fi certat la sector. Domnule, s-a certat nimeni la alegerile astea. A mers ceas totul. Ceas. Asta vreau să spun. Și un băiat necunoscut a câștigat alegerile. În întreg ansamblul ei. Nu doar ziua de votare și procesul efectiv din ziua de duminică. Nu cred. Da, dar iertați-mă, da. Dacă într-adevăr statul român așa, acesta profund l-a dus pe domnul Călin Georgescu în turul 2, înseamnă că e infestat de un curent pro-rus. Corect. Care se ducă spre est și totuși are legături cu această parte a lumii de care România s-a desprins în 89. Corect. Adică nu avem... trebuie să minimizăm efectul. Dar era evident încă de la crearea Partidului Aur că statul, pentru că ăsta a fost tot așa un partid laborator, că statul român în profunzimea sa are astfel de afinități, nu?
Păi și atunci, nu știu, guvernul României, președintele României, că totuși mai avem și noi niște oameni pe care i-am ales sau care au rezultat în urma unor majorități parlamentare. Chiar stau acolo paiețe, nu mai există. Domnule Câmpean, la dumneavoastră cum se vede că, în afară de faptul că președintele Iohannis e mai apropiat de PNL decât de restul partidului, adică de acolo vine, aveți și minister de interne, aveți mai multe zone de unde puteți să verificați niște lucruri, vă rog. Este clar că a existat un val de nemulțumire pe care Partidul Național Liberal l-a înțeles și a luat deja o parte din măsurile necesare pentru a demonstra că înțelege mesajul pe care oamenii ni l-au transmis. Însă, pe de altă parte, sunt de acord cu dumneavoastră că s-au încălcat anumite prevederi legale, inclusiv directive de la nivel european. Eu sper să se facă o anchetă serioasă în acest caz și la nivel european, pentru că aceste rețele au un impact internațional important, dar și la noi, instituțiile statului, sper să aibă specialiștii și determinarea necesară să facă lumină și să prezinte transparent rezultatele unor astfel de anchete, pentru că este important pentru sănătatea democrației din România. Dumneavoastră, domnule Câmpean, credeți în posibilitatea anulării alegerilor în acest context? Eu nu vreau să speculez. Eu cred că absolut toate instituțiile statului trebuie să promoveze statul de drept, valorile democratice și să acționeze în limitele competențelor constituționale. Și da, pe urmă, nu cred că are rost să speculăm ce forțe. Cred că este periculos pentru că este clar că sunt rețele obscure și acestea trebuie aduse la lumină, care cumva susțin aceste elemente extremiste. Din punctul meu de vedere, și dictatorii lumii, nu știu, Rusia, China, au tot interesul să dea volumul mai tare unor opinii în statele democratice extremiste, tocmai pentru a crea probleme și a submina democrațiile din interior. Ieri aici la mine la Politica Zilei a fost invitat președintele Traian Băsescu și printre altele își punea exact această întrebare. Domne, cum se poate ca un necunoscut, care sigur e un necunoscut pentru că în statul român el a avut acces în ministere la lungul timpului, după vremea FSN-ului, de la regimul Iliescu încoace, dar domne, cum se poate lucrul ăsta? Și noi spunem că avem, exact asta spunea el președintele și o să vedem imediat, noi avem acel centru de cyber security, de exemplu, da? Adică ce fac toate aceste instituții ale statului, direcții și așa? Hai să-l ascultăm pe președinte și ne întoarcem la dezbatere. Am văzut deștea care se înfoiau în pene, noi avem centru cyber pentru Uniunea Europeană și luptăm împotriva fake news-urilor și, mă băieți, voi ne furați banii. Nu vreți să dați socoteală cum a fost posibil ca unul pe care nu l-a văzut nimeni la față să fie pe punctul de a deveni președintele României? Asta întrebăm cu toții. Să ieși pe primul loc, 2,1 milioane de voturi. O mașinărie întreagă pusă în mișcare. O mașinărie întreagă și că mulți spun nu ilegal. Este profund ilegal, profund nedemocratic să alegi pe cineva în felul acesta. Da, pentru cea mai înaltă funcție. Costin Georgescu, am aflat, nu l-a văzut nimeni într-o dezbatere publică, într-o întâlnire cu ziariști care să-l întrebe despre programul lui. De fapt, el știind că programul lui este un fake, da, neaplicabil pentru o țară a Uniunii Europene sau NATO, a preferat să-l țină ascuns și să-i păcălească pe țărani că le va arăta el cum să câștige bani din pământ. Mai este ceva foarte important, doamnelor și domnilor. AEP dă un comunicat de presă prin care ne anunță că acest candidat care s-a clasat pe primul loc la turul 1, Călin Georgescu, a primit contribuții sau a avut contribuții de 0 lei și a avut cheltuieli de 0 lei în această campanie electorală. În schimb, în întreaga țară au fost afișe la panourile de afișaj, hai să vedem, cu Călin Georgescu, afișe pe care nu sunt trecute niciun fel de informații, da, schimbăm subiectul, dragi colegi,
Nu sunt trecute niciun fel de informații, nu e trecut tirajul, nu sunt trecute informații despre firma care le-a făcut, nu e acel cod de mandatar, da? De altfel, nici nu a existat vreodată vreun cod de mandatar, deci omul ăsta a candidat în România, așa pur și simplu, deci putea oricine să candideze, nu s-a supus niciunei reguli, iar noi am avut o felul de discuții, nu știu, la ciucă nu erau la dimensiunile corespunzătoarele de jos. PSD-ul nu știu mai nu știu cum. Dom'le, la acest candidat nu s-a întâmplat nimic. El s-a dus, niște oameni, o rețea întreagă, i-au lipit aceste afișe peste tot. Ele au fost tipărite. Noi nu știm dacă sunt 1 milion sau sunt 5 milioane sau câte sunt. În online s-a întâmplat un fenomen de o propagare foarte mare. Sunt mii de conturi, spune și Ancom, dar eu din documentare știu că sunt peste 5.000 de conturi de TikTok în această rețea. TikTok-ul recunoaște că în România a fost targetat publicul, da? Haideți să vedem, dragi colegi, un carton de la Newsweek. Colegii de la Newsweek au analizat puțin ce s-a întâmplat. Nu, celălalt era bun, de la Newsweek. Pe TikTok, Călin Georgescu are în jur de 360.000 de urmăritori și 4,3 milioane de aprecieri. O comunitate pe care a creat-o în ultimii 2 ani de când are contul. Unii specialiști în marketing spun că această creștere fulminantă nu ar fi fost posibilă dacă videoclipurile lui Călin Georgescu nu ar fi fost distribuite masiv în ultima perioadă. Sunt, așa cum vă spuneam, rețele întregi de astfel de conturi. Unele dintre ele sunt blocate, da, în acest moment. De către, evident, de către TikTok. Da, Tomas Moldovan, vă rog. Da, eu cred că aici nu trebuie să amestecăm politicul cu cyber security. Cei care trebuie să se ocupe de asta raportează direct șefului CSAT, adică președintelui. Președintele ia decizia dacă face sau nu face ceva. Rolul lor nu este să iasă public și să spună, uite, se întâmplă asta și asta. Rolul lor este să observe, să analizeze și să raporteze mai departe. Și cine ia decizia? Președintele fiind în CSAT și conducând CSAT-ul. Iar mai departe trebuie să facă sau să nu facă. Să decidă dacă e de interes național sau e un pericol sau nu e un pericol. Acolo cred că a fost curt-circuitul. Dar cum a fost posibil, Cristina? Iertați-mă, dar DNSC-ul, cealaltă instituție, care totuși are un rol pe cyber security și care ar trebui să-i raporteze domnului Ciolacu, ce face în cazul ăsta și de ce nu răspunde? Se ocupă, adică se ocupă nu e regulă. De chestiunile astea care... Și DNSC-ul are un rol, că de-aia mănâncă bani din taxele și impozitele oamenilor în fiecare lună. De asta sunt taxați românii jumătate din salariul lor, ca să aibă niște instituții e care adevărat, să funcționeze, să ia apere de aici foarte bine împărțite. De lucruri. Tot ce înseamnă imixtiune din afară se ocupă SRI și se ocupă niște divizii din SRI, păi care raportează președintelui, nu raportează premierului. Cele 5.000 de conturi sunt conturi românei, sunt români care postează. Care sunt gestionate de o platformă chinezească. Înțelegeți? Totuși funcționează pe teritoriul României. E adevărat, dar sunt gestionate de străini, nu de noi. Aici nu sunt de acord, TikTok-ul inclusiv are reprezentanță în România. N-ar trebui niște instituții ale statului să facă niște sesizări și în baza lor această companie. Nu știu dacă s-au făcut sau nu s-au făcut, eu cred că s-au făcut. Noi nu stăm rău, să zic, cel puțin tehnic. Din punct de vedere tehnic și a specialiștilor, noi nu stăm rău pe cyber security, să știți. Păi și atunci de ce nu funcționează? Păi, nu știu unde a fost scurt-circuitul. Aici zic, eu cred că a fost scurt-circuitul cu privire la comunicarea către președinte, care a oprit sau nu. Dacă n-au ajuns informațiile la președinte, e o problemă pe cyber security. Dar dacă au ajuns informațiile și n-au fost date mai departe, acolo deja e o altă problemă. Da, te rog să termin de ea, Cristina. Nu, mă întrebam dacă mai avem guvern în țara asta, că pare că avem încă un guvern, Ciolacu e încă păi premier. Păi ce să facă guvernul, că asta e la altă dimensiune deja. E altă dimensiune, dar guvernul totuși... Guvernul se ocupă de problemele interne, așa cum se ocupă mai bine sau mai prost, e adevărat. Pentru că domnul Ciolacu a ieșit în această campanie electorală și a spus că există la etajul, nu știu, cărui da, bloc, o fermă de troli. Și toată lumea a sărit în cap. În momentul în care... Păi, dar n-a luat acțiune mai departe. Nu poți tu să ieși în fața oamenilor. Aici să probabil la un moment dat... După care gata, dispare. Probabil la un moment dat o să trebuiască, dacă sunt secretizate acele documente, să iasă și președintele să spună foarte clar dacă a fost sau nu a fost informat. Asta e una. Dar în momentul în care CCR-ul a interzis-o pe doamna Șoșoacă, toată lumea a sărit în capul domnului Ciolacu. Domnul Ciolacu este în campanie. Da? Pe deci dacă ar mai fi ieșit și cu o chestie, toată lumea ar fi sărit în cap. Trebuie să ne gândim și la asta. Bun, hai să mergem și la ceilalți invitați. Domnule Câmpean, totuși,
un candidat care cheltuie 0 lei și are o asemenea val pe tot internetul și absolut nimeni, sub nicio formă, nu sesizează absolut nimic și omul iese pe locul întâi. Și acum facem CSAT, convocăm ședințe, facem contestații la CCR, toată lumea, toate instituțiile strezesc, dar unde a fost toată lumea în concediu, au fost la schi, ce s-a întâmplat? Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Este evident că este o minciună faptul că acel candidat a cheltuit, adică nu a cheltuit niciun ban. Cred că este extrem de periculos să vedem astfel de candidați care sunt susținuți în subteran. Nu știm cine îl finanțează, cum îl finanțează, nu este absolut nimic transparent. Nu știm cine îl controlează pe acest candidat. Este periculos pentru democrație această lipsă de transparență. Instituțiile statului și eu cred că trebuiau să acționeze mult mai repede, să prevină astfel de situații, însă trebuie să înțelegem că suntem într-o situație nouă pe cu care nu ne-am mai întâlnit. Domnule Câmpean, vă rog foarte mult să mă scuzați, vă întrerup pentru că alături de noi este președintele Traian Băsescu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Băsescu, pentru că sunteți alături de noi. Bună ziua! Domnule președinte Băsescu, avem această situație absolut hilară. Pe de-o parte, după ce luni administrația prezidențială ne-a spus că nu a existat niciun fel de ingerință, astăzi aflăm că este convocat pentru mâine CSAT la ora 14. În același timp, doi candidați au contestat la CCR aceste alegeri. Ni se spune că totuși a existat posibilitatea unor atacuri cibernetice ale unor actori statali și non-statali. Cum vedeți această situație? Vă rog! Doamnă, o văd în primul rând nebuloasă. Nu-i foarte clar motivul pentru care se convoacă CSAT-ul. Cred că trebuia să fie mai clar în explicație, având în vedere contextul public și al alegerilor. Ei sunt prea eliptici și lasă loc de interpretare. Doi, contestarea la Curtea Constituțională este o acțiune legală. Problema este dacă nu cumva este și o acțiune controlată politic. În sensul că PSD-ul va uza de cei patru judecători pe care i-a acolo ca să obțină o rezoluție care să-i convină. Marea realitate este următoarea. Anularea turului întâi la care visează PSD-ul și PNL-ul nu este posibilă constituțional. Voturile sunt în urnă. Da. Deci nu se poate spune că a fost declarat un câștigător sau un locul 2 sau un locul 3 pe voturi care n-ar fi în urnă. Voturile sunt în urnă. Voturile au fost băgate de oameni. Fiecare buletin de vot a fost băgat de câte un om. Și aici se termină ce ar putea să stârnească sau să genereze acțiunea Curții Constituționale. Deci oamenii au fost, au semnat acolo în registru, buletinele de vot sunt în urne, au fost numărate, astea sunt procesele verbale semnate de reprezentanții tuturor partidelor aflați în secții. Marea problemă este cum s-a ajuns ca 2 milioane de oameni să voteze un necunoscut. Dar asta nu mai e treaba Curții Constituționale. În primul rând e treaba AEP-ului, să afle cu ce bani. Domnul Georgescu ne-a spus că n-a cheltuit niciun ban, a arătat cheltuiel zero. Și AEP-ul ne-a spus adevărat, asta, oficial astăzi, 0 lei în campanie. Da, este adevărat, dacă ne uităm în presă, în presa scrisă, în presa audiovizuală, da, pe stâlpi, prin oraș, în locuri de afișaj, nu vedem nicio poză cu domnul Georgescu. Da. Deci este evident că a avut o campanie făcută pe TikTok. Au fost afișe, domnule președinte, la locurile de afișaj.
A avut afișe în întreaga țară. Acest Georgescu a avut afișe în întreaga țară și nimeni nu s-a sesizat. Doamnă, eu recunosc că n-am văzut niciun afiș cu, da, cu domnul Georgescu. Probabil a avut. O fi avut. Dar atunci nu putea să prezinte factură cu zero cheltuieli. Corect. Dumneavoastră ați văzut totuși un afiș cu Georgescu? Am pozele, am dat ora trecută aici de la locuri de afișaj din întreaga țară și mai mulți chiar le dăm acum, da, mai, în județele din țară, nu neapărat în București, dar în județe au fost aceste afișe. Dar, domnule președinte, da, le-am și arătat acum fără niciun fel de date, da, adică nu au fost codul de mandatar, n-a fost tirajul, absolut nimic. Dar AEP-ul ne-a înștiințat astăzi că zero. Zero la contribuții, zero la finanțare și la cheltuieli. Domnule președinte, în condițiile astea, este clar că suntem într-o situație penală. Dar nu poate stabili Curtea Constituțională dacă a avut afișe și banii cheltuiți au fost zero. Nu poate stabili Curtea Constituțională. Trebuie să fie predat dosarul de către AEP la parchetul general, la DICOT. Pentru că discutăm de fraudă financiară la alegeri. Dar mă îndoiesc, am văzut că AEP-ul spune că nu are nicio probă că s-au cheltuit bani. Așa e. Așa e, dar vreau să vă mai întreb ceva. Ne-am lămurit aici cu partea asta a finanțării, treaba acestor instituții, CCR-ul nu are cum să decidă nimic despre povestea asta, dar CSAT-ul despre ce va decide? Pentru că ni s-a spus acolo că e vorba de actori statali și non-statali care s-au implicat în aceste alegeri la nivelul suportului electronic, da, al acestor alegeri. Doamnă, mie mi-e foarte greu să înțeleg cum ieri nu era nimic, iar astăzi avem toate nenorocirile pământului, ce actor statal, cine statal. Deci el nu aveam nimic. Președintele României a spus că nu are nicio informație că ar fi ceva în neregulă. Deci mă tem că am intrat într-un joc cu care o să stricăm definitiv nu numai imaginea domnului Georgescu, dar o să stricăm pe a României, de proști ce suntem. Adică ne apucăm, vedem că n-au ieșit primii doi de la primele două partide, de la PSD și PNL, și atunci ce facem? După ce trece turul 1, încercăm să-l anulăm. Ar fi o mare greșeală. Georgescu trebuie bătut tot în turul 2, odată, și dacă sunt elemente care arată fraudă financiară în favoarea oricăruia dintre cei doi aflați în turul 2, să sisteze validarea până când se clarifică lucrurile. Când s-au clarificat, unul merge la pușcărie și unul la Cotroceni. Adică să avem o suspendare în acest moment a alegerilor? Nu o suspendare a alegerilor. Vreau să fiu foarte clar. Da. Alegerile trebuie să meargă înainte, pentru că acum n-am decât bănuieli. Ori pe bănuieli nu poți să oprești un proces. Dar după ce se termină alegerile, mai este procesul de validare, care durează 5 zile, 10 zile, 20 de zile. În acel interval, trebuie să spună, am găsit fraude sau n-am găsit. Dacă n-a găsit, n-a găsit. Se validează alegerile. Dacă a găsit la unul din cei doi competitori, pe unul îl arestează și pe altul îl trimite la Cotroceni. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Băsescu. Vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză. Spune președintele Traian Băsescu că turul întâi nu se poate anula și ar fi și o greșeală. Georgescu trebuie bătut la urne. Vă reamintesc, mâine, ședința CSAT-ului convocată de președintele Klaus Iohannis, ședința CCR-ului pentru validare, dar și pentru cele două contestații pe care le-au depus doi dintre candidați. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu invitații politicieni să decriptăm ce naiba se întâmplă, pentru că așa cum a spus Adineor, președintele Traian Băsescu.
chiar ne facem de râs și în exterior, că suntem un stat UE, un stat membru NATO. Cum a fost posibil tot ce s-a întâmplat? Ne-am întors în direct și vine o informație de ultimă oră și de la STS. Vă spuneam mai devreme, Klaus Iohannis l-a chemat din rezervă pe procurorul de la 10 august. Este vorba despre domnul Corbu Ionel, decret privind chemarea în activitatea domnului general de brigadă cu o stea în rezervă, Corbu Ionel, dar avem și un comunicat al STS-ului care spune că domnul general de brigadă Ionel Corbu a fost chemat în activitate din rezervă prin decret prezidențial pentru a activa în cadrul serviciului de telecomunicații speciale. Acesta a fost încadrat pe o funcție militară de management corespunzătoare gradului. Ofițerul are activitate profesională de peste 30 de ani, deci l-a chemat la STS. Asta cred că are legătură cu ce vorbim mai devreme, cu povestea asta, cu atacurile cibernetice, statale, non-statale. Domnule Câmpean, vă întrerupsesem mai devreme și ne întoarcem puțin la povestea aceasta. Avem CSAT, avem problema asta cu TikTok, avem problema cu finanțarea campaniei, omul ăsta cu 0 lei, domne. Da, a fost o magie, că i-am urmărit, poate soția domniei sale a reușit, a făcut un dans din ăsta, ceva, s-a rugat la zei, a făcut ceva și au apărut afișele astea cu puterea minții în toată țara, nu știu. Pare îngrijorător că omul ăsta vine la STS, că mâine e CSAT, nu știu. Pare că statul român n-a fost în statul român până acum. A fost plecat, a fost în afara granițelor și s-a întors luni dimineața într-o altă țară. Dar sunt de acord cu dumneavoastră. Din păcate, instituțiile statului până acum au fost pasive, însă sper că în al 13-lea ceas să învățăm din greșeli și să aplicăm legea, pentru că există cadrul legislativ la nivel european, există și cadrul legislativ legat de cum se desfășoară campania electorală, alegerile și din punctul meu de vedere, sigur, asta va trebui să dovedească instituțiile statului, dar din punctul meu de vedere, legea a fost încălcată. Au apărut și informații cu influenceri care au fost plătiți pentru a face anumite campanii pe TikTok și, repet, legat de actorii statali, mai ales de cei care dețin aceste platforme. TikTok-ul este deținut de chinezi. Au tot interesul să submineze democrațiile occidentale, dând volumul mai tare unor curente extremiste, astfel încât să nu ne mai înțelegem om cu om aici în România, dar și în alte state. Și noi trebuie să fim conștienți de aceste pericole, să le tratăm matur și să luăm măsuri la timp. Da, vreau să vă arăt, acum îmi apare în G4, este o declarație, dar un purtător de cuvânt al TikTok respinge îngrijorările CNA cu privire la rolul algoritmilor săi în alegerile din România. Știți că deja e o discuție la nivel european deja și în Parlamentul European despre povestea asta cu TikTok-ul. Și uite că ne răspund oamenii ăștia, dar după ce CNA solicita marți Comisiei Europene să investigheze cu privire la rolul jucat de TikTok în alegeri, spune omul ăsta că afirmațiile despre alegerile din România sunt inexacte și înșelătoare, dat fiindcă majoritatea candidaților și-au stabilit o prezență pe TikTok și câștigătorii și-au făcut campanie și pe alte platforme digitale în afară de a noastră, domnule Moldovan. Da, eu am spus și repet, s-ar putea ca problema să nu fie neapărat la servicii și să fie la comunicare să se fi făcut și să fie altundeva, la nivel politic, și aici trebuie analizat după alegeri, e adevărat. Și trebuie să ne uităm și la faptul că până și în Statele Unite există un proiect de interzicere a TikTok-ului, să-i oblige să-și vândă toate acțiunile, dar vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla după instalarea domnului Trump. Asta e o chestiune foarte interesantă din punctul meu de vedere, dacă se va întâmpla sau nu se va întâmpla. E clar că, ok, poate că nu ne-am dat noi seama, eu fiind din Ardeal, poate m-am prins mai greu că sunt ardelean, nu ne-am prins noi ca români. Dar zic europenii, zic americanii că e o problemă cu TikTok-ul, undeva trebuie să fie o problemă, o chestiune care merită cel puțin analizată în profunzime, nu doar la suprafață. Cristina, te rog. E clar că n-avea cum să ducă o asemenea campanie cu 0 lei. Pentru cine știe cum funcționează TikTok-ul și pentru toți acei influenceri care au creat conținut în favoarea lui Călin Georgescu, au existat niște resurse, inclusiv resurse de bani, pentru că influencerii ăștia cam asta fac toată ziua și din asta își câștigă existența.
De cealaltă parte, există o îngrijorare și mă uitam ieri pe Politico Europe, în deschiderea site-ului, trei știri erau despre situația din România, despre ce s-a întâmplat la aceste alegeri. E clar că și partenerii noștri occidentali se uită cu îngrijorare către România, către ce s-a întâmplat aici. Da, a fost chemat, convocat în Parlamentul European șeful TikTok pentru a explica ce s-a întâmplat la alegeri, dar sunt niște lucruri care acum sunt la nivel de analiză. Noi avem alegeri în câteva zile, da? Chiar mai avem parlamentare duminică asta. Avem parlamentare duminică, da, și prezidențiale duminica viitoare. Bun. Și până la urmă puterea stă în mâna noastră să facem ceva. Da, și hai să vă arăt cât de omul antisistem este de fapt omul sistemului Călin Georgescu, pentru că ni s-a povestit că votul lui a fost dumne pentru că s-au săturat oamenii de partide. Ena, dar stai să vedeți cine este Călin Georgescu, pentru că e foarte interesant ce scriu și colegii de la Captura și cei de la Snoop. V-am povestit la un moment dat cum domnul Joan ajunsese în maie, să dăm cartonul acela, te rog, Sabine, era un carton la subiectul ăsta. Domnul Georgescu a ajuns în maie prin traducătorul lui Ceaușescu. E, ce să vezi, tot traducătorul lui Ceaușescu este mentorul lui Călin Georgescu. Haideți să vedem, e vorba de Petru Celac, da? Cel care l-a format, da, pe Călin Georgescu. Era și un carton, da? Hai să derulăm așa acum. Celac a fost primul ministru de externe al României post-decembriste, da? Celac a participat inclusiv în reorganizarea serviciului Ceaușist de spionaj actualul SIE, da? Și s-au întâlnit oamenii ăștia doi, haideți să dăm un pic mai jos, da? Mai jos. Au lucrat, au avut inclusiv împreună o firmă prin care au devalizat practic companiile de stat ale României și omul ăsta ne vorbește, bun, aici e perfect. Omul ăsta ne vorbește nouă una într-una despre cât ține el la România și cum trebuie România pe forțe proprii să se închidă aici granițele, să mergem în companiile noastre cu agricultura noastră. Petru Celac, da, acest traducător al lui Ceaușescu, împreună cu Călin Georgescu, au format această, opriți-vă vă rog, această companie Emission Control SA, axată pe consultanță tehnică pe probleme de mediu. Călin Georgescu și Sergiu Celac apar printre fondatori. Da? Și mai departe se ajunge în offshore-uri, în insulele Caiman, acolo unde se implică pentru devalizarea uzinei Republica din București. O fostă întreprindere de stat producătoare de țevi petroliere. Căstuța poștală din Caraibe era la rândul ei reprezentată de un avocat elvețian, decedat între timp, care a administrat inclusiv firma lui Georgescu. Dincolo de asta, elvețianul și offshore-ul formau un fel de ambalaj proxy menit să acopere beneficiar real al unei scheme de căpușare masivă a fabricii bucureștene. Dăm un pic mai jos, intermediau comenzi de țev și așa mai departe. Marius Pașcan, ce ne arată toate aceste lucruri? Ioana Constantin, e mai mult decât evident. Un om la vârsta aceasta nu apare din spuma mării, din neant, curat, parfumat, neprihănit, să fim foarte serioși, vine pe linie comunistoidă din vechiul FSN, a fost promovat exclusiv de lideri de-a lungul timpului proveniți din pe linie comunistoidă FSN, PSD, etc. Joană la timpul său și alții, a lucrat în afaceri externe și acolo, după cum bine știm, nu ajungea nimeni dacă nu avea niște grade pe umăr, erau niște securiști sau agenți acoperiți, iar în momentul de față, aceea, și de aceea vă spun, dacă o luăm pe cale rațională și logică, uitați-vă ce campanie a avut omul ăsta și toate instituțiile astea ale statului s-au făcut că nu văd. Nu se întâmpla acest lucru fără o protecție la nivelul serviciilor de forță. Iată, prin puterea exemplului, afișe care au apărut neplătite și fără indiciile legale prevăzute. De asemenea, acea campanie pe TikTok care presupune și sume, implicit influencer care s-au dezis acum și au recunoscut că au primit niște bani, dar n-au fost foarte atenți cine e personajul pe care îl promovează. Cine le-a dat banii aceștia? De unde au venit? În al treilea rând, doamna Constantin, uitați-vă acum în zilele astea dinainte de scrutin. Cum au fost căutați pe acasă, sunați de poliție, cineva care și-a pus o postare care nu respecta regulile legale. Dar pe acest om nu l-a deranjat nimeni cu toate aceste nebuloase care l-au înconjurat și implicit acum sunt extrem de multe teme sulfuroase la care nu avem explicații. Pentru mine,
faptul că înainte cu o zi a venit președintele, care evident a fost informat de servicii și de cele resort și a spus că nu e nimic, totul e perfect, și acum după zi se întoarce și îl aduce din vacanță, din pensie, și îl reactivează pe un general, îmi spune clar că au trădat din sistem niște oameni, pot avea această suspiciune rezonabilă și în momentul de față se caută cumva să fie identificată filiera, ca ea să nu se mai manifeste manipulatoriu și să influențeze implicit alegerile parlamentare de acum, care ne pot duce într-o zonă cu totul alta decât pe drumul viitorului către vest al României. Asta este marea problemă a României. Împărțim reacții scurte pentru că vine publicitatea. Cristina, te rog. Da, nu există ca omul ăsta să nu aibă legături cu sistemul. Cum ați spus, a fost salarizat la stat, a câștigat în mod dubios tot felul de concursuri pentru a intra în sistemul de stat. A fost secretar general pe la Ministerul Mediului, și pe la Ministerul Afacerilor Externe. Hai să fim serioși, oamenii cinstiți în țara asta n-au intrat așa repede și au avut acces la asemenea funcție. Clar că omul ăsta vinde niște gogoși unor oameni care, da, s-au săturat de clasa politică. Ăsta este adevărul, de tot ce s-a întâmplat în ultimii ani, de faptul că au sărăcit, de faptul dar că trebuie să le arătăm cine gogoși e și ce rădăcine atunci are cu regimul Ceaușescu. Povestea asta cu companii de stat care au fost devalizate, păi uitați-vă toți oamenii aceia care altfel se băteau cu pumnii în piept de mari patrioși ce erau ei, că de fapt au avut genul ăsta de privatizări între ghilimele, de fapt a fost un furt al acelor companii de stat, da? Și se întâmplă și astăzi la drumul mare în companii, Moldovan, de stat să fură cel mai tare. J.D. Rockefeller spunea așa, nu mă întrebați cum am făcut primul milion, că pe celelalte le-am făcut cinstit. Așa și domnul Georgescu, din punctul meu de vedere, nu mă întrebați acum ce sunt, dar am în spatele meu un sistem întreg. Un sistem... Da, domnule Câmpean, scurt, vă rog. Microfonul. Cred că e bine că apar astfel de informații. Românii trebuie să știe cine este acest candidat dubios. Cred că noi trebuie să ne conectăm la problemele românilor, să înțelegem mesajul lor. Noi am și propus un plan de reformă a clasei politice a statului român și cred că trebuie să le prezentăm soluții acestor români care sunt dezamăgiți de clasa politică. Da, mai bine vă reformați fiecare în partidele voastre și după aia reformați pe ceilalți. Mulțumesc foarte mult invitațiilor, pauza de publicitate, ne vedem de la fix.